Vă mulțumesc de data asta. E invitatul meu din această seară, domnul Cornel Nistorescu. Bună seara! Bună seara! Om. Bine ai venit! Ți-ai adunat foile? E greu, nu? Mm, sunt multe mărunțișuri, și multe detalii. De... Ce? Legate de ce? Când fierberea e mare, apar tot felul de chestiuni pitorești. E păcat pe unele să... O, oh, ce frumos arată! Da, e o imagine frumoasă. Bine, sunt ușor distorsionați. Din așa, păcate, animat. golită de conținut. Poftiți? Goală de conținut. A... Ah. Sau este un conținut al mediocrității și superficialității din politica românească? în ce formă este? Ești, ești bine dispus. Păi uite-te tu, mă! Păi nu știu. În primul rând că toate costumele mm. alea sunt impecabile. Păi nu, dar astea sunt așa, aici sunt ușor lucrate. Atât de vezi. bine sunt împachetați încât trebuie să te gândești merită, au cu ce, de unde și ce pun la cale la calea, același lucru care l-au pus până acum. Dar de ce zici că e goală de conținut toată... Pentru că eu nu cred. Pentru că argumentele... Că n-au argumente. E un festival de vorbe goale. Păi gândește-te, de exemplu, că ieri după Cotroceni, Marcel Ciolacu a ieșit să facă o evaluare, să facă o proiecție a prestației acestui guvern Bisexual politic Poftim? Bisexual, bisexual politic Adică și de stânga și de dreapta și... Adică guvernul pe care o să-l conducă el Guvernul pe care o să-l conducă Că era a vorbit frumos el... și de ciucă, săracul Dar e un înger civilizat Era culmea ah, să... Okay. La ce folosește? Că nu mai e grea o moștenire? Cum era înainte? E un alt, e un alt truc de, de, de demonstrație și de prestație publică E o promisiune de granda nu te spera. oamenii ăștia vor avea un an, un an și jumătate Un an și jumătate un an până an și la lege Bun, dacă nu cumva îi trântește viața, lumea. viața, opoziția, un eveniment și jumătate din ei dau bir cu fugiții Timp în care nu pot face foarte mare lucru Ei și-au făcut un program de guvernare Altul Altul, deși au ajuns, au trecut prin Parlament la prima Imediat după alegeri, cu un program de guvernare. Între timp, din cauza mediocrității și a incoerenței celor, celor care au fost prim-ministri, s-a ales praful. De, toată, de tot programul de guvernare de atunci s-a ales zero. Păi nu, dacă te întreb o Și acum, s ales măsură. zero, am trăit, am supraviețuit bine că suntem vii și că țara e întreagă. Și că -am și... Exact. Exact. Ok. Și a venit vara. Dar vine acest guvern care mai are un an și jumătate, care n-a adus cine știe ce să avanță academicieni sau mari experți internaționali în structură, a luat capășoare ce a mutat de pe un loc pe altul, a schimbat câțiva de într-un loc și a adus pe alții de în alt loc și vine și ne vinde nouă un viitor de aur. Salarii uriașe. Pensii mai mari. Pensii mai mari, pensiile speciale, rase. Adică ei statul, puterea, articulațiile de putere, lagărele puterii, își taie banii, își reduce un soare cu care se gresează. Ce vorbești? O să facă ciola asta în vecii vecilor. Îl mănâncă dacă o să încerce să facă asta. Dar să zicem că e treaba lui. Marius, vine Marcel Ciolacu și ne spune că este nevoie de un nou model economic și social. Și el într-un an și jumătate îl pune la cale. Nu e niciun an și jumătate, Cornel. Dumnezeu este halucinant. E un an de zile, de fapt. Primul lucru foarte ciudat sau foarte clar. El nu știe ce e un model economic. Un model economic este un model teoretic care este foarte complicat, care implică foarte multe discipline și foarte multă cercetare pe care el n-a făcut-o și nici nu are cu cine să o facă. Păi până bun, să zicem că e capabil, are geniu. E mai mult decât Einstein spunem, în politică da. și economie. Mm. Și l-avea la, în cap. Dacă te uiți bine la el, nu l-avea în cap, Nu pute Un asemenea model nu zine nici la pescuit, nici la vânătoare cu o mare, hai să am, nici, nici pe la, la buzdeu, așa, nici, în... nici cum. lasă să muncești mm. o viață și atunci ai te duci la televizor. da. Cine e capabil să... să Lucreze asemenea structuri și asemenea modele. Deci vine și ne vinde o asemenea poveste fără să vorbi niciodată despre ea. Ai auzit? Le-ai auzit vreodată vorbind despre așa nu, ceva? Nu, niciodată. A, poate un pic despre de ideea de nu, în economie. Afară, de asta... El în afară de majorar de salarii nu, nu. și de compensări La pentru oameni. vorbea despre asta. Cum zice, asta e specificul cu PSD-ului. Este suveran. obligația PSD-ului. Pentru că asta e sensul partid acestui Social -Democrat partid. social-democrat și a făcut sigur? din întotdeauna, da. Dar mai mult... El n-a fost niciodată în stare să se ridice la, la, la o analiză teoretică, Când la mai o ceva, viziune. Din, din anul, anul ăsta și, hai să zicem, patru luni și jumătate, avem un an de alegeri de la un cap la altul. Dumne, ei se pregătesc, de... ei ne vând nouă acum o brașavă uriașă, mm. în fapt pregătindu-se să-și se rezolve pentru oamenii lor care n-au încăput până acum la putere. În jumătatea ei la altă, unde au ciuguli bine. De ce ești așa rău? Pentru că, dumnezeu. Dumnezeu. Toată, toată, povestea asta este o... o Nu-ți miroase bine de la bun început. O păcăleală. Mm. Cum poți să, 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 să vii să ne propui să ne promiți un nou model economic și social. Cu ce oameni? Are el oameni? Cu ce bani, la... Cornel? Cu ce După, bani? primul lucru, eu sunt convins că în povestea asta trebuie să fie implicat Marcel Boloș, care va fi nou ministru de finanțe, da? Da. Care are habar de fondurile europene, de bani un tip serios. Nu mai așezat, da. Marcel Bolo știe de ieri, de seară că va fi ministru. El era un om care zbura de la fondurile europene și la revedere. Nu avea, nu era în calcule și în, în cărți pentru uh, Ministrul de Finanțe. Păi n-a vorbit niciodată cu... Sunt convins că n-a vorbit niciodată cu Ministrul de Finanțe care vrea un nou model economic și financiar. Poate a vorbit cu, cu, cu ăsta, cu Căciu. Păi Căciu nu înțelege și se duce acum la care e mare cheltuitor și mare împrumutător. Astea sunt două calități catastrofale, că nu sunt calități, două defecte, două nepriceperi fundamentale pe care acest om le-a etalat da? Și care acum e mutat la funduri europene, unde e alt dezastru. Unde ne paște dezastru numit PNRR. Marius, mă tot uiți, încerc. E cumplit să, să încerc să pătrunzi în acest proiect care e foarte complicat, birocratic. Are 800-1000 de pagini. Uneori, trei zile acum, când a fost pauza asta de Rusali, am încercat să-l pătrund. Doamne, numai să calculez sutele de milioane care se cheltuie pe consultanță, pe consultanță pentru zone protejate e făcut sunt De China, 100... de USR e făcut. Da, evident, da. Care e un... și care uh, sume uriașe pe consultanță sunt puse pentru Firmele... a fi vărsate niște ONG-uri și firme de consultanță care abia așteaptă să sugă din asta. Dom'le, România va plăti, se împrumută cu jumate din fondurile astea din PNRR, se împrumută jumatele ea de la, le primește de la Uniunea Europeană, unde oricum cotizează pentru, pentru banii inclusiv niște, da. pentru valoarea lor, și care se duc fără să se, fără un proiect, no, fără câteva simt. proiecte mari pentru țară. Ok, stai, dar am, mai, am ajuns la fondurile europene, da? Da. Ce o să facă cât ce acolo? Când cei care sunt și care s-au chinuit până acum, am încercat să văd ce se întâmplă, au încercat să dea de cap și nu se poate. Sunt, sunt uh, jaloane și prevederi care nu pot fi atinse. Obiective. pe deasupra... Jaloanele alea înseamnă obiective în termenii Da. Micuri, și tot tot. mai sunt diverse proiecte curs care sunt irealizabile. Eu vreau să Bun. vorbesc mai puțin. Și le scoate Câciu tine. care de fapt ne-a băgat la, peste la 50% din, din PIB, da, ne-a băgat da, la, la împrumuturi. La împrumuturi. Am Am stai împrumuturi. o secundă, vreau să vorbesc mai puțin și te las pe tine. Dar vreau să fiu băiatul bun. Se uită lumea la noi, da? Și se uită, chiar se uită. Și ce bă, ăștia o... doi, stai un pic, nu s-a instalat guvernul ăsta, nici n-au depus jurământul și așa mai departe și deja îl desfințează. De semnele, semnele pentru tine, ale faptului că este o gogoașă, că e o chestie goală de conținut, e tocmai ideea că a venit cu un program nerealist, a... exagerat. Doi, faptul că este format din din două jumătăți, care și ele conțin oameni de, o, de umplutură. Eu cred că Raluca Turcan nu e de umplutură la, cum de, la cum cultură. Ce treabă are de la Raluca? ce să caute, adică nu e nici de umplutură. Ba, ba e umplutură, e o, e o conivență, e un cadou pe care îl face Iohannis. Să nu-ți imaginezi că Raluca Turcan, vezi, doamne, tot PNL-ul abia așteaptă să o ridice la cultură pentru că este mare gestionarea culturii române. A n -are. Asta știm. Dom'le, este, un, un este aia... președintele, l a fost președintele PNL Sibiu și simpatie uh, a familiei da. Iohannis și Cumea. ea este în acest da. guvern din cauza știu, stai președintelui. Știu, o, o știi pe aia cu Hunedoara, TVR Hunedoara? Da, e celebră. Bie. A, da, da, da. Dom'le, ea era secretar al nu are se... cum să ajungă la, nu știu ce nivel, când ea abia răspundea ce caută, de ce să fie TVR la Hunedoara? Nu știm, nu ne cunoaștem de atâta de vreme? Da de pe vremea lui Valeriu Stoica, așa Bun. mă dă, așa mă dă. Hai să vedem din punct Bun. de vedere. O secundă. Da, te rog. Ce, ce poți să faci mare revoluție cu Alina Gorghiu? Altă farsă pe care ne-au jucat-o cei de la Liberal, spunându-ne că domnule Dama Teescu, Mate, Bogdan Mateescu, așa, a refuzat. Nu! Era pregătit. Era un joc. De asta că vezi, doamne, și vine Alina Gorghiu care ne salvează, care salvează Ministerul Justiției, care are treabă cu justiția, cum am eu treabă cu zborul în lună. Da? A trecut pe lângă. Dom'le, nu te supăra. Ea este favorită la Cotroceni, curea de transmise la Cotroceni și amândă ea, în afară de uh, niște arbitraje la Camera spune de Comerț. Știi că cei mai, comerci... mai mulți miniști în guvern, știi cine are? Iohannis. Pe păi sigur că da. Da. Pare patru doamne, în primul rând. Da? Da, oare pe Gorghiu? Gorghiu. are pe Gorghiu sau Turcan, pe Turcan? Deca și pe doamna Odobescu de la Ministerul da, de Externe. Da, nu știu dacă e neapărat. Păi, că e Da, e consilieră la Diplomat cotroc... de carieră, este puțin. Păi vine și... din poziția de consilieră la Cotroceni. Și ăsta care a fost la justiție? preduiu care la interne, ce crezi că e al meu? Da? Sau al tău? Ok, bun, dar e de alt sex. Uh...